enervează lumina. Bine v-am găsit, dragilor, sunt Alexandra Popescu și bine ați revenit la mine pe vlog. Astăzi vreau să vorbim, dacă pot spune așa, pentru că în ultimele săptămâni am fost un pic așa cam supărată, pot să spun așa? Pot să spun că supărată am fost? Da, știu, repet prea mult așa, știu că nu am o lumină bună, da? Cred că este mia de primăvară? Nu știu, am scris ceva despre astenia de primăvară pe blog, adică aș vrea să intrați acolo să citiți ceea ce am scris pe alexandrapopescu.ro, pentru că mi se pare că mă afectează foarte tare astenia asta de primăvară, nu știu, acum plouă, mă simt foarte bine, iar era soare și mă simțeam foarte nasol și sunt un pic colerică și da, trebuie să începem să vă spun exact ceea ce am observat eu în ultimele săptămâni. N-am început vlogul de foarte mult timp, de o lună și ceva, cred că am început să fac vlog pe YouTube. Dar stând așa și mă uitam, mă uitam în fiecare seară vloguri, mă uit în fiecare seară la emisiuni, mă uit în fiecare seară peste tot. Adică asta fac. Și ce am observat eu? Dacă încerci să faci ceva de calitate în general, nu prea se uită lumea. Nu? Adică dacă o emisiune este de calitate, atunci și oamenii nu se vor uita la ea, pentru că nu este de calitate. Dacă o emisiune este cu scandal și este o emisiune din asta banală, știți despre ce vorbesc, adică sunt emisiuni la televizor care sunt, nu au foarte multă calitate, în schimb au scandal, au niște vedete cunoscute sau nu care vin și eu știu ce se mai ceartă pe acolo, dar ghiși ce, emisiunile la audiență. Au o audiență foarte mare și toată lumea se întreabă cum, domnule, ne uităm noi la Capatos, de exemplu. Ok, nu te uiți tu la Capatos, dar 2 milioane de oameni se uită la Capatos în fiecare seară, sau 1 milion, sau 500 de mii. Oamenii ăia se uită la Capatos în fiecare seară. Și mi-am dat seama că calitatea unei emisiuni sau unui vlog nu este neapărat, nu știu, nu este concludentă, să-i spun așa, pentru că, da, adică ne uităm pe vlog, avem pe cineva care face un vlog de calitate, filmat cu o cameră, wow, cu lumini, cu montaj foarte drăguț făcut, adică ca la carte, frumos, cu efecte, cu orice vezi tu acolo. Ei, vlogul ăla, ghiși ce, are câteva mii de vizualizări. Ei bine, dacă se filmează cineva cum o fac eu acum, cu o cameră pur și simplu, și vorbesc despre un căcat, orice el, orice, îmi cer scuze, dau prea mult din mâini și dau peste jaluzelele mele, dar să trecem peste. Deci se filmează cu telefonul și vorbesc despre o întâmplare din viața lui. Gen cum vorbesc eu acum, un căcat, adică, what? Și omul are peste 100.000 de vizualizări, are sute de mii de vizualizări. Oameni buni, ce căutăm de fapt? La ce vrem să ne uităm? Spunem că vrem calitate, dar pe de altă parte căutăm ceva care nu are calitate, nici nu știu cum să numesc chestia asta. Pentru că am tot urmărit tot felul de vloguri, tot. Majoritatea vlogurilor sunt, nu au foarte multă calitate, ca să-i spun așa. Sau cel puțin din ce m-am uitat eu și ce mi-au sărit în ochi cât am stat pe YouTube. Dar mi se pare că oamenii se uită la ceva care este banal pentru, nu știu, ori vor să se distreze, să râdă de omul ăla, ori asta caută ei să vadă. Da, primesc niște mesaje pe Facebook. Ne uităm la chestii necalitative. Și asta este concluzia mea. Și este concluzia generală. Orice ar fi, că este el un vlog, că este o emisiune, că este un film, că este orice. What the fuck? Oamenii de ce merg la 50 Shades of Grey? Este un căcat de film. Fraților, eu am citit cărțile, da. Adică le-am citit pe toate trei, mi-au plăcut foarte mult. Dar lumea merge la 50 Shades of Grey deși știu de la început că este un film de căcat. De ce mergi la filmul ăla? De ce mergi la filmul ăla la cinema și te-ai înghesuit să cumperi un bilet că s-a lansat de 14 februarie și vrei să mergi de 14 februarie la 50 Shades of Grey? What? De ce? De ce facem chestia asta? Nu știu. Dar de ce se uită toată lumea la Capatos? De ce se uită lumea la Wowbiz? De ce se uită lumea la emisiuni de scandal? Nu știu, la Acces Direct sau la ce, Doamne iartă-mă, alte emisiuni. Adică oamenii nu se uită la emisiuni de calitate. Nu cred că ar da unul, mă, uit pe Discovery la cum s-a format universul și să vezi ce zice fizicianul respectiv. Not. Nu o să se uită la așa ceva. O să prefere oricând să se uite la niște vedete care se ceartă, să se uite la o unguță care vine și
face pe acolo scandal și se bate și le păruiește pe alea, pentru că, da, e funny, ce pot să zic, da, e funny. Adică râs de Guță că o bate pe una, râs de, nu știu, care vine și se înjură cu nu știu care pe la televizor, adică sunt niște chestii din astea la care lumea se uită. Și așa este părerea mea și despre vloguri, adică mă uit la fetele astea care sunt foarte cunoscute, cum este Malina Ceușan sau, nu știu, sunt Ziana Negru sau fete care le cunoaște lumea, care fac chestii calitative la ele pe blog și în momentul când fac un vlog, nu sunt apreciate atât cât ar trebui, sau cel puțin mi se pare mie. Adică nu au atât de multe vizualizări cum ar avea X-uleasca de la Cucuieți, care își pune un telefon și vorbește despre cum amulsia vacile în ziua aia. Știi? Adică persoana care spune despre cum amulsia vacile într-o zi este urmărită de sute de mii de persoane, când fetele astea care încearcă să facă ceva calitativ nu sunt. Sau cel puțin asta e părerea mea. Sunt câteva care fac chestia asta, se pun în fața unei camere și sunt super haioase. Adică, mă uit la Laura Giurcanu, care este genială. Frate, femeia când începe să vorbească despre un subiect, păi este foarte amuzantă. Și da, ți-e drag să o urmărești. Dar sunt puține persoanele astea pe care ți-e drag să le urmărești. Mai sunt câteva pe YouTube pe care le urmărești și mi-e foarte drag de ele. Dar sunt persoane care n-au treabă. Acum toată lumea o să-mi sară în cap. O, că ce, că tu, că ce, aici tu vlog de puțin timp și gata, ai început să comentezi, ești hateriță. Nu sunt hateriță. Doar că am vrut să-mi spun și o părere așa despre oameni. Adică oamenii nu caută calitatea. Și asta trebuie să înțelegi și voi. Oamenii nu caută calitatea. Adică mă uit, zilele trecute mi-arată iubitul meu pe un băiat care face niște filmulețe pe Facebook. Eu totuși cred că el este un pic caterincă și nu este atât de băiat. Dar face niște filmulețe pe Facebook și vorbește despre cât de săraci și nu este vorba de Andrei Versace, de Andrei, nu știu cum îl cheam pe ăla. Este unul care se filmează și spune niște căcaturi despre mamă cu de șmecher e el și că noi suntem niște proști. Și oamenii se uită la chestia aia. Dar oamenii chiar se uită. Omul ăla are sute de mii de subscriber pe YouTube sau zeci de mii și multe like-uri pe Facebook și mulți urmăritori și the fuck, fraților! Adică, nu știu, mi se pare că dacă mă uit la omul ăla, pur și simplu prostesc, da, știu, o să zică toată lumea, te uiți la capat, o să te prostești, da, frate, da. Eu lucrez în domeniu, adică eu pe Monden trebuie să mă uit la Monden, știi că a doua zi când ajung la muncă, eu trebuie să spun, băi, hai să spun ce am mai făcut, hai, am să facem un subiect despre chestia asta. Sau când mă duc să întreb persoana respectivă despre ceva, trebuie să știu de ce s-a certat acum 3 zile cu cineva la televizor. E mai greu, dar eu chiar mă uitam și înainte, dar acum sunt uneori nevoită să le urmăresc, pentru că așa se întâmplă, așa mi este domeniul. Și lucrez de foarte mult timp în ceea ce privește site de Monden sau emisiune de Monden. Da. Înainte că lucram la sport, probabil trebuia să mă uit mult la meciuri și da, mă uitam foarte mult la meciuri și mă uit și acum la meciuri. Dar de ce alegi să vezi ceva necalitativ în detrimentul la ceva calitativ? Care, practic, îți transmite ceva mult mai folositor. Adică sunt niște fete care se chinuie sau niște băieți care se chinuie să transmită ceva wow. Adică, nu, și nu mă refer aici la daily vloguri sau chestii din astea, nu, Doamne ferește, sunt foarte tare daily vlogurile și cei care le fac au toată aprecierea mea pentru că pot să fac chestii de astea, eu n-aș putea în veci, sau cel puțin nu deocamdată să fac un daily vlog pentru că trebuie să merg la serviciu, am foarte multe evenimente. Vorbesc de niște lucruri, v-am zis, cum ar veni X-uleasca de la Cucuit să vorbească pe blog, pe vlogul ei despre cum amulsia vacile în ziua aia. Și oamenii se uită la ea, cum amulsia vacile în ziua aia. Băi, frate, pe bune? Adică, da, te uiți de amuzament. Te uiți odată, te uiți de două ori. Da, te uiți mereu despre cum povestește ea că amulsi vacile, că amulsi caprele și a doua zi oile sau nu știu ce dracu se mai mulce pe la țară. Adică, asta e ideea, știi? Că oamenii văd, se uită la niște chestii necalitative. Vlog, emisiune, orice. Și uneori mă gândesc că, băi, trebuie să încetez să fac chestii calitative dacă vreau asta pe viitor sau dacă, adică am încercat, știi, să fac ceva calitativ, nu știu cât de mult mi-a ieșit, dar cert e că pe viitor trebuie să renunț la chestia asta, trebuie să facem, să fim caterincă și la asta probabil vreau să ajung. De acum încolo pe blog, pe vlog în general, o să fiu mai
Caterinca? Adică, nu știu, hai să fim Caterinca, știi? O să zică toată lumea, păi tu de ce vrei să fii așa? Nu vreau să fiu așa, dar dacă eu încerc să fac calitativ în continuare, în continuare și oamenii nu se uită, la ce să fac? Așa că hai să fim Caterinca, dar nu Caterinca din aia proastă, știi? Adică o Caterinca din așa care să fie mișto. Acum, nu știu cât o să îmi reușească, cel puțin mie. Sper să vă uitați totuși la celelalte vloguri. Eu aș vrea totuși să ne cunoaștem mai bine tot într-un alt vlog și să vorbim despre ceea ce fac eu, cine sunt eu, ce îmi place mie, ce nu place, poate o să facem un 50 de lucruri care nu le știți despre mine, dar cam atât a fost. Da, mă uitam la ceas pentru că ghiși ce, trebuie să ajung la X-Body. Vine ziua mea și o să postez vlogul ăsta probabil de ziua mea, cred că da. Da, vine ziua mea, fac 24 de ani și mă gândesc, wow, frate, cum a trecut timpul. Și o să zic că lumea, mamă, ce mică ești, da. Pentru unii sunt mică, pentru unii sunt, wow, ce mare e asta. Dar fac 24 de ani și, da, trebuie să merg să-mi cumpăr chestii. Asta m-a avut de spus, asta a fost off-ul meu în ceea ce privește vlogurile, emisiunile și orice alte chestii pe care le citiți, le vedeți, le... Orice, asta a fost locul meu. Am vrut să mi-l spun în fața voastră, să mi-l spun pe YouTube, pentru că toată lumea face chestia asta, nu? Eu de ce să nu vă spun locul meu și de ce să nu postez chestii care poate, nu știu, dacă vă interesează prea mult, de eu le postez. Pentru că chestiile pe care cred eu că nu l-ar interesa lumea, de fapt, îi interesează și poate vă interesează și pe voi, nu? Sper să fiți la sentimentul meu și să nu primesc foarte multe hate-uri, cu toate că mă aștept la ele, sau dacă vreți, adică asta este strict părerea mea și am vrut să mi-o exprim și cred că suntem o țară liberă, nu cred, chiar suntem o țară liberă unde putem să ne exprimăm, să spunem chestii ce simțim și cam atât. Sper că nu m-a auzit toată lumea de afară pentru că tocmai am lăsat geamul deschis. Cam atât a fost pentru astăzi, atât am avut să vă spun. Ne revedem data viitoare cu un alt vlog, nu știu ce vom face data viitoare, dar sper să vă placă și sper să fie ceva mult mai diferit. Dar până atunci nu uitați să dați subscribe canalului meu de YouTube și să mă urmăriți atât pe Instagram cât și pe Facebook. Dacă aveți Twitter și LinkedIn sunt și acolo, așa că ne vedem și acolo. Da, știu, repet anumite chestii. Până data viitoare, vă pup și sper să nu uitați să mă urmăriți.